Da, înregistrează. Gata. Știi, astăzi va fi cea mai frumoasă lecție și cea mai interesantă, că pentru pe amândoi, ideea că se înregistrează ne responsabilizează. Adică faptul că se înregistrează și o mai vede și altcineva face ca noi să fim foarte, foarte atenți și să facem o lecție deosebită. Cu ce am spus noi că începem? De fiecare dată, așa, să avem clar în minte, să zicem, Doamne, ajută-ne să facem o lecție frumoasă, da? Ajută-ne, Doamne. Acum am zis-o eu, zici și tu că să te obișnuiești cu asta. Doamne, ajută-ne să avem o lecție frumoasă. De acord. Așa că, știi cum trebuie începută lecția? Cu zâmbet, cum spuneam, cu curaj și cu încredere și mai ales cu niște lucruri pe care le știm ca să ne încălzim. Adică să ne iasă cu adevărat. Noi să câștigăm în încredere, chiar din debutul lecției. Așadar, începem cu o mulțire a două numere, facem toate șmecherile acelea cu ele. Bine? Hai să zicem. Tu conduci. Eu îți dau așa și tu conduci, vorbești continuu. Că se înregistrează și lecția pe care o conduci tu. Da? Bine. Deci 798 ori 673. Ori 673. Șase este 73. Da. Încep? Da. Ok. 3 ori 8, 24, scriu 4, țin 2 în minte. 3 ori 9, 27 și cu 2 din minte, 29, scriu 9, țin 2 în minte. 3 ori 7, 21 și cu 2 din minte, 22 și scriem 22. Acum punem un 0. Așa. Pentru că am trecut la 10. Mai facem o dată, refacem aceea când am fost atent eu și cred că n-am scris ce trebuie. Mai refacem o dată mulțirea cu 3. Da. Era 3 ori 8, 24, scriem 4, ținem 2 în minte. 3 ori 9, 27 și cu 2 din minte, 29, scriem 9, ținem 2 în minte. Și 3 ori 7, 21 și cu 2 din minte, 23. Foarte bine, eu am scris 23. 22 am scris. De aceea... Și eu. Deci am avut un moment de... N-am fost pe fază. Deci, așa. Mergem mai departe. Cu 7 acum. Da. Punem un 0 în față și zicem 7 ori 8, 56, scriu 6, țin 5 în minte. 7 ori 9, 63 și cu 5 din minte, 68. Scriu 8, țin 6 în minte. Și 7 ori 7, 49 și cu 6 din minte, 55. Acum punem două zerouri în față. Da, pentru că suntem la cifra sutelor, știi bine asta și de ce punem două zerouri. Da? Și începem înmulțirea cu 6, cifra sutelor. Te rog. Da. 6 ori 8, 48. Scriu 8, țin 4 în minte. 6 ori 9, 54 și cu 4 din minte, 58. Scriu 8, țin 5 în minte și 6 ori 7, 42 și cu 5 din minte, 47. 47. Acum adunăm. Da. Pe coloana unităților avem 4, 0, 0 și ne dă 4. Pe coloana 10-ilor avem 9 și cu 6 și cu 0, deci ne dă 15. Scriem 5 și ținem 1 în minte. Apoi avem pe coloana sutelor
Avem 8 plus 8, 16, cu 1 din minte, 17 și cu 3, 20. Foarte bine. Un 0 și ținem 2 în minte. Pe coloana miilor avem 2 plus 5, 7 și cu 2 din minte, 9 și cu 8, 17. Scriem 7. Deci pe coloana miilor eu n-am înțeles prea bine încă o dată. Avem de un 2 parcă din urmă, nu? De la da, sute. Avem 2, 5, 8. 2, 5, 8 sau 2, 6, 8? 2, Tu 5, ai 8. 2, 2, 5, 8. Ah, 5 este, da, corect. La aici nu am văzut. Perfect, e corect ce ai spus tu. 2, 5, 8. Și urmează. 2 plus 5, 7 și apoi am făcut 7 plus 8, 15 și apoi 15 plus 2 din minte, 17. Foarte bine. Eu aș fi zis 2 acela sau 2 de sus cu o fac 10, cu 5, 15 și cu 2 din minte 17. Știi, aici, fiindcă adunarea e asociativă, le faci cum vrei tu, da? Cu viteză, așa fel încât să meargă foarte repede. Deci eu am zis 2 și cu 8, 10 și cu 5, 15 și cu 2, 17. Dar tu tot atât de bine ai reușit. Poftim, continuă. Pe coloana zecilor de mii avem 5 și 7 și ne dă 12 și cu 1 din minte 13. Scriem 3, ținem 1 în minte. Da. Și pe ultima coloana sutelor de mii avem 4 și cu 1 din minte 5. Foarte bine. Și ne-a ieșit 537.054. Perfect. Acum Schimbăm. schimbăm, comutăm între factorii de la mulțire și zicem 673, nu? Vorbește tu, te rog. 673 ori 798. Așa. 8 ori 3, 24, scriu 4, țin 2 în minte. 8 ori 7, 56 și cu 2 din minte, 58. Scriu 8, țin 5 în minte. Da, 5 în minte. 8 ori 6, 48 și cu 5 din minte 3, 3, 1, 53. Foarte bine. Acum punem un 0. Așa. Și spune ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Punem un 0 fiindcă am ajuns să înmulțim zecile. Cu cifra zecilor. Da, foarte bine. Corect. 9 ori 3, 27, scriu 7, țin 2 în minte. 9 ori 7, 4, 63 și cu 2 din minte 65, scriu 5, țin 6 în minte. Și 9 ori 6, 54 și cu 6 din minte 60. Bun. Acum punem două zerouri. Și motivează. Punem două zerouri fiindcă mulțim sutele. Așa, suntem la cifra sutelor și perfect ai zis. Și ne ducem pe coloana sutelor și Da. începem 7 ori 3. 7 ori 3, 21, scriu 1, țin 2 în minte. 7 ori 7, 49 și cu 2 din minte 51. Scriu 1, țin 5 în minte. Și 7 ori 6, 42 și cu 5 din minte 47. 47. Emoțiile sunt mari acum. Emoțiile sunt mari pentru că noi știm rezultatul și trebuie să fie identic, nu? Asta trebuie să se întâmple. Poftim. Pe prima coloană, coloana unităților, avem 4. Bine. Mă uit, coincide. Da, mă uit eu. Pe coloana zecilor avem 15 și coincide și scriu 5 Bine, și țin în bine. minte. Pe coloana sutelor am 5 plus, nu, 3 plus 5, 8,
cu unul din minte 9 și cu încă unul, nu, cu unul 9 și cu unul din minte 10. Perfect. Scriu 0, țin 1 în minte. Pe coloana miilor am 5 plus 0, 5 plus 1, 6 și cu 1 din minte 7. Excelent. Avem două cifre. Da. Pe Pe coloana coloana. sutelor de mii avem 13. Pe coloana zecilor de mii, parcă. Da, Zecilor zecilor de mii. de mii. Da, zecilor de mii. Avem 13, nu. Da. 13 și, da, 13, că nu ne-a rămas nimic în minte. Perfect. Avea emoții aici. Te gândeai că ți-a rămas ceva, da? Și Da, și tu nu stres. dădea, și dădea 4. Da, bun. 13, 3 și 1 în minte și 4 cu 1 în minte, 5. Ne-a dat. Perfect. Perfect. Te felicit. Ne-a mers perfect. Eu te-am încurcat un pic, că nu înțelesesem acolo la un moment dat, dar tu era aici scrisesem șase. Nu scrisesem eu șase. Era o liniuță și cinciul a fost închis, bucla de jos și am zis că e șase. Dar tu mai corectat și ai fost zis că e 55 acolo. Perfect. Acum împărțim rezultatul ăsta la unul din factori. Te rog. Facem o altă probă, să zicem, da? 537.054 împărțit la 673 ca să ne dea 673 ca să ne dea 798. Așa trebuie să ne dea, neapărat. Dacă nu greșim, asta trebuie să sunt. Te rog, de câte ori merg, mai întâi să vedem câte cifre luăm. Împărțitorul are trei cifre, el este 673 și noi trebuie să luăm trei cifre, da? Le luăm pe primele trei și observăm că e mai mic. 537 e mai mic decât împărțitor. Și atunci suntem obligați să luăm patru Pe zero. cifre. Punem patru cifre, da? Deci pe zero. Eu cer scuze că am vorbit eu, trebuie să vorbești tu. Da? Da. Spune, mă atenționez, spune eu vorbesc, nu dumneavoastră. Punem Ok. la punct. A? Așa Da. face. Te rog. Acum ne gândim 673 de câte ori intră în 5370 și eu zic de 7 ori. Da, ai prins poanta de data trecută, ți-am zis foarte bine. Foarte bine. De 7 ori nici nu mai stai pe gânduri. Da. Asta este. Și scriem 7. Da. Și acum facem mulțirea. Te rog. 7 ori 3, 21, scriem 1 sub 0 și ținem 2 în minte. 7 ori 7, 49 și cu 2 din minte 51 și scriem 1, ținem 5 în minte. Și 7 ori 6, 42 și cu 5 din minte 47. 47. Acum tragem linie și facem scădere. Te rog. 0 minus 1 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 1, 9 și cu nimic tot 9. Aici ne-am împrumutat, ne-a rămas 6 minus 1, 5. Aici 3 minus 7 nu se poate, așa că ne împrumutăm. 10 minus 7, 3 și cu 3, 6. Aici ne-am împrumutat la 5, ne-a rămas 4 minus 4, nimic. 659. E bun restul, e mai mic decât împărțitorul. Da. Pe Îl leu ne coborăm pe uităm. 5. Da? Coborâm pe 5. Și acum ne gândim 673, oricât de aproape de 6.595 și eu zic de 9 ori. Foarte bine zici tu. Dacă eu nu, dacă tăceam și nu spuneam asta, sigur aici trebuia să muncim și aveam să ne gândim, măi, ei, 659 e foarte aproape de 673 și acum când am mai pus o cifră, de 9 ori se justifică. Asta ca să facem analiză, în cazul în care n-aș fi avut poanta dinainte. Dar acum totul este
spus pe față, știm unde trebuie să ajungem și numai aici există riscul că aici să greșim pe traseu. Dacă greșim pe traseu la sfârșitul de 000, este clar că undeva am făcut noi o scădere, o mulțire și atunci revenim. Da? Da. Așa trebuie să înțelegem. Bun, te rog. Și acum facem înmulțirea. Nor 3, 27, scriem 7 sub 5. Da. Și ținem 2 în minte. 9, 7, 63 și cu 2. Stați, să ștergeți. 63 și cu 2 din minte, 65. Scriem 5, ținem 6 în minte. Și 9, 6, 54 și cu 6 din minte, 60. Bun. Acum tragem linii și scădem. 5 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 7, 3 și cu 5, 8. Aici ne-am împrumutat, ne-a rămas 8. Minus 5, 3. 5 minus 0, toți 5 și 6 minus 6, nimic. 538. Este un rest bun, e mai mic decât împărțitorul. Da. Suntem în regulă, coborâm și pe 4. Coborâm ultima cifră. Bine. Și intră de 3 ori. De 3 ori, sigur că da. De câte ori se intre? Ia gândește-te. De 3 ori sau de 8 ori? Că noi împărțim la 673. Și trebuie să-mi dea 798. Tu ai zis de... M-am uitat jos. Te-am văzut, e? Așa. Nu știam deci, ce greșesc. Deci nu mecanic facem asta. Suntem atenți și împărțitor este 673. Și câtul împărțirii este celălalt factor. 798. Da? Da? 798. Îmi pare rău că nu te-am lăsat, că de 3 ori ne dea foarte puțin și atunci eram în panică și trebuia să ne întoarcem și să vedem de câte ori intră. Exact. Deci așa suntem atenți ca să nu greșim. Oricum, tu îți dai seama, când îți dai seama, după mulțire, vedeai că la restul care, după ce scazi, e mai mare decât împărțitorul. Și a spus, nu se poate. Ce se poate? Bine că m-am gândit să mai verific o dată dacă e 3 acolo și am văzut că e 8. Bun, asta e. Acum facem înmulțirea. 8 ori 3, 24, scriu 4 sub 4 și țin 2 în minte. 8 ori 7, 56 și cu 2 din minte, 58. Ținem 5 în minte. Și 6 ori 8 sau 8 ori 6, 48 și cu 5 din minte, 53. Super. Și de la fel ca acolo. Da. Și acum scădem și nimic. Deci totul a mers perfect. Deci dacă, repet, ca idee, dacă ne puneam pe 3, la scădere acum nu ne dădea fix. Nu de acolo 0, 0 și nimic. Și atunci spuneam, băi, ceva nu e în regulă. Și atunci trebuia să luăm, că noi mulțim cu foarte multă atenție și dacă nu merge treaba, înseamnă că am greșit undeva. Vezi? Chiar dacă știm noi rezultatul, trebuie să știi, să stăpânești foarte bine tabla mulțirii și foarte bine să faci scăderile acolo. Deci, și ce spunem? Să o spunem pe cea dreaptă. A crescut foarte mult viteza. Datorită antrenamentului crește viteza. Asta mă bucură foarte, foarte mult. Hai să facem cealaltă împărțire. Adică să împărțim acum același număr la 798. 537 de mii 54 împărțit la 798 ca să ne dea 637. Corect. Da. Nu. 673. Corect. Și acum luăm 4 cifre.
4, că ți-ai dat seama, 798. Adică să facem analiza, să înțeleagă. Noi, pentru început, ar trebui să luăm 3 cifre, că atât are împărțitorul. Dar da, dându-ne seama că cele 3 cifre sunt, formează numărul 537, Nicola avem 798, suntem obligați să mai luăm o cifră. Da? Da. Iată de aceea. Și acum ne gândim de câte ori ar intra în 500, în 5370 și eu zic de 6 ori. Sigur că da. Și acum facem înmulțirea. 6 ori 8, 48. Scriu 8 sub 0, țin 4 în minte. 6 ori 9, 54 și cu 4 din minte 58. Scriu 8, țin 5 în minte. Și 6 ori 7, 42 și cu 5 din minte, 47. Acum tragem linie și scădem. 0 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 8, 2 și cu 0, 2. Aici ne-am împrumutat, ne-a rămas 6, n-avem cum să scădem 8, așa că ne mai împrumutăm o dată. 10 minus 8, 2. Și fiindcă ne-am împrumutat, ne-a rămas 6, 2 plus 6, 8. Aici ne-am împrumutat, dar nu putem să scădem, așa că ne mai împrumutăm o dată. Și zicem 10 minus 7, 3 și cu 2, 5. Și aici, fiindcă ne-am împrumutat, 4 minus 4, nimic. 582. Așa, e bun, restul ăsta e mai mic, comentează tot timpul, restul îmi place. Restul acesta este mai mic. Da. Acum coborăm pe 5 și punem o liniuță ca să nu ne încurcăm. Și acum intră de 7 ori. Da. Și facem înmulțirea. 7 ori 8, 56, scriem 6, ținem 5 în minte. 7 ori 9, 63 și cu 5 din minte 68. Scriem 8, 6 în minte și 7, 7, 49 și cu 6 din minte, 55. Acum tragem linie și scădem. 5 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 6, 4 cu 5, 9. Aici ne-am împrumutat, dar nu putem scădem, așa că ne mai împrumutăm o dată. 10 minus 8, 2 și cu 1 care ne-a rămas, 3. Aici ne-am împrumutat și ne-a rămas 7, minus 5, 2. Și 5 minus 5, nimic. Stați să scriu mai adunat un pic. Restul care ne-a dat este mai mic decât 798. Foarte bine. Totdeauna să avem grijă să comentăm asta, să ne uităm la asta. Acum coborăm ultima cifră pe 4 și punem o liniuță. Bun. Acum intră de 3 ori. Bine. Și facem înmulțirea. 3 ori 8, 24, scriem 4, ținem 2 în minte. 3 ori 9, 27 și cu 2 din minte, 29. Scriem 9, ținem 2 în minte. Și 3 ori 7, 21 și cu 2 din minte, 23. Ne-a dat la fel, scădem nimic, nimic, nimic. Foarte bine. Aici să spun ceva. La împărțirea asta eu am fost foarte pasiv. Adică nu foarte pasiv. Am fost absent. Am copiat tot ce ai spus tu. Dar n-am urmărit de calcul. N-am urmărit calcul. Am vrut să stau așa. Să vedem dacă merge totul fără să urmăresc. Aș fi fost tentat undeva să zic că hai să mai facem o dată. Sau știu eu. Ca să ți atrag atenția. Dar aici am stat pasiv. De parcă n-aș fi fost și tu ai făcut lucrarea independent. Te felicit și mă bucur mult. Deci a crescut și viteza, siguranța a crescut foarte bine, foarte mult și asta ne dă încredere. Felicitări pentru asta. Mergem mai departe. Un alt exercițiu, o altă chestiune. Hai să facem următorul exercițiu. Să zicem așa. 741 împărțit la 3 plus 5 egal cu calculul ăsta.
741 împărțit la 3 plus 5. Facem mai întâi împărțirea și apoi plus 5. Foarte clar. Deci operația asta trebuie făcută. Da? Bine. Ai zis bine. Și egal mai departe. Hai să facem împărțirea deoparte. Da? 741. Da, deoparte. 741 împărțit la 3. Ne gândim prima dată 3, oricât să dea aproape de 74. De ce să luăm două cifre? Atunci le luăm... O singură cifră. Că împărțitorul are o singură cifră, 3. Și numai în cazul în care avem două, e prea mic, de data asta 7 e mai mare decât 3. Da. Deci așa avem grijă aici. Deci luăm, pentru început, luăm atâtea cifre câte are împărțitorul. De data asta, având o singură cifră, luăm doar pe 7. Dacă în loc de 7 ar fi fost 2 sau 1, am fi fost obligați să mai luăm și pe cifra vecină. Da. Să luăm numărul de două cifre. Că 3 n-ar fi... Nu, n-are, 1 împărțit la 3 nu s-ar fi putut, 2 împărțit la 3 nu s-ar fi putut. Și atunci, ăsta e motivul. Da, de acord? Da. Și atunci zicem 3 ori cât să dea aproape de 7, 2. Că dacă și dă 6. Și scriem și zicem 2 ori 3, 6 și scriem sub 7. Și apoi tragem linie și scădem și ne dă 1. Bun. Hai, continuu că eu... Continuăm împărțirea. Apoi îl coborâm pe 4. Da. Îl coborâm pe 4 și ne gândim 3 ori cât să dea aproape de 14. Și am luat ori. Deci am luat 2, 3, nu, 4, nu, 5, nu, 4. 4, sigur că da, sigur, foarte bine. Ca să ne dea 12. Corect. Și scădem 4 minus 2, 2 și 1 minus 1, nimic. Apoi bine. Îl coborăm pe 1 și ne dă 21. Și aici e clar 7. Și 7, 3, 21, scădem, nimic, nimic. 247. Deci egal cu, continuăm calculul, că am făcut împărțire, egal cu 247, acolo știi unde am avut noi de făcut, da. 247 plus 5, da? Da. Și egal cu? O mai scriu una sub alta? Nu, o lasă așa. Nu, adunăm că aici putem. 5 cu 7, că avem o singură cifră. 5 da, cu 7. 12, scriem 2, ținem 1 în minte, 1 plus 4, 5 și 2, 252. Perfect. Deci, ce a fost aici important? Să știm că întâi și întâi facem împărțirea. Acum apare o curiozitate. Cum de-am știut eu că se împarte ăsta exact la 3? Că se putea la împărțirii să găsim, uite, la ultima, știi, când coborăm ultima cifră, când acolo să nu meargă perfect, adică să împărțirea să nu se facă exact. Știi tu ce rest puteam obține noi? Pericol ar fi fost. Ce rest? Totdeauna restul când am urmărit a fost mai mic decât împărțitorul. Împărțitorul nostru cât a fost? De data asta, cât este împărțitorul? 3, nu? 3, împărțitorul. Da. Și atunci, cum restul e mai mic decât împărțitorul, puteam să obținem restul cât? Numere mai mici decât împărțitorul. Ce variantă aș fi avut? 2. 2, foarte bine. Și 1, dar... 1, și 1, și 1. Sigur că da. 1 sau 2. Deci în clipa în care ultima scădere o facem, bunoară dacă în loc de cât acolo, de 1, ar fi fost... Că noi am coborât pe 1 parcă ultima dată, nu? Da. Așa. Dacă n-ar fi fost, în loc de 1 să fi fost 2, ar fi fost 22. Da. Dar nu modificăm nimic. Deci dacă în loc de 1 ar fi fost 22, în loc de 1 ar fi fost 2, în clipa care l-a coborât, făceam numărul 22 și când spun 3 ori cât fac aproape 22, 7. 7 ori 3, 21 da. Și când să scădem acolo, 20, dădeam 1 rest. Da. Restul 1.
E, sau dacă ar fi fost în loc de 1, să fi fost 3, ar fi fost 23, nu? Și Da. noi când spunem 3 ori cât, tot ori 7, 21 și la scădere ne dea 2. Deci resturile, pericolul mare era ăsta, ca să obținem restul 1 sau 2. Și acolo n-am fi putut continua egășițiu. Da. Foarte, foarte dur. N-am fi putut continua egășițiu. Și eu totuși, cum de-am știu să că sunt parte exact care la întâmplare, îi fi dat asta. Aici rămâne o enigmă. La împărțirea la 3, când împart un număr la 3, există pericolul să obținem resturile la împărțire, fie 1, fie 2. Deocamdată lăsăm așa, dar ai înțeles că există pericolul ăsta. Și hai să scriem încă o dată egășițiul care l-am avut. 741, 741 împărțit la 3 plus 5 este egal cu 252. Da. Bun. Acum, pe baza acestui egășițiu, hai să facem unul care să conțină necunoscută. Ți amintești că astea erau foarte dificile la clasă. Adică ștergem una din cifre și punem un X ca necunoscut. Și atunci, ca și cum ai compus un egășițiu acum. Iată. Deci egășițiul care ți-l propun este următorul. 741 împărțit la X, că nu știu cât este, dar noi acum știm că e 3. Da. Marfanta e, da? Împărțit la X plus 5 să fie egal cu 252. Da, poate noi știm că e 3, dar trebuie să-l aflăm totuși. Da. Știi ce? Tu ai început să descoperi că mie îmi place să facem matematica asta care să meargă la inimă. De regulă, la clasă, noi găsim egășiții în cărți și acolo învățătoarea îmi spune hai să facem egășițiul ăsta și ne apucăm, dar nu ți-a întrebat niciodată cum se compun egășițiile. Care-i mecanismul? Care-i șmecheria? Aceia sunt extraterestri? Nu, sunt niște oameni. Și au niște șmecherii puse la punct. Și pe voi copiii nu știți cam care sunt șmecherii lor. Și eu acum vreau să prezint, așa cum m-ai descoperit, cu mult drag, să-ți prezint șmecherile acestea la care apelează propunătorii și când compun egășițiile astea. Deci, ei fac calculul ăsta, 741 împărțit la 3 plus 5 și află cât obțin, cum am obținut noi 252. Și apoi pun X După orice care număr văd. scrie egășiți, pun orice cifră o punctează cu X. Și până zici, fă tu egășițiu. Înțeles cum e? Deci tu nu știi toată partea asta de culise. N-ai de unde să știi. Egășițiul nostru ne este prezentat acum de la etapa asta. 741 împărțit la X plus 5 egal cu 250. La cât se împarte? Să adun un 5. Există așa. 741 la cât să-l împart? Și pe urmă să-i adun 5 și să-mi dea 252. Foarte dificil este egășițiul. Da? Deci sunt șmecherii de acestea de culise. Și de aceea, în momentul ăsta, vreau să-ți comunic să pătrundem în mintea autorilor. E nemaipomenit ca să afle cum se face. Cum ai încercat tu dacă ăsta ne-ar fi prezentat așa? Nu putem pe X să-l ghicim așa, la întâmplare. N-avem cum să. Și atunci ne gândim. Nu putem face împărțirea, că nu știm la cine. Dar zice că după ce facem împărțirea, adunăm un 5 și ne dă 252. Nu știu, eu aș aduna cifrele, le-aș scădea, le-aș face până aș obține o chestie care să mă ajute, dar nu are sens. Nu, tu trebuie să ai curaj aici. Hai să notăm pe 741 împărțit la X, să notăm cu un număr, cu un A. Deci 741 împărțit la X, pun într-o paranteză și o notăm cu A. Și egășițiul devine așa acum.
Ia să vedem ce A devine. plus 5 egal Cu 252. 252 și facem 200. A plus 5 egal cu 252 și facem 252 minus 5. A, și atunci rezultă ca, și rezultă ca, ai spus foarte bine, A egal cu, nu? Stai. A egal cu 252 din rezultat, din rezultat. Scădem da. Unul din față. De minus 5 nu se poate, ne împrumutăm, 10 minus 5 și 5, aici ne dă 7, 4, 200, A este 247. 247, foarte frumos. A egal cu 24. Stați puțin că am un mesaj. Te rog. Gata. Bun. Și acum ne întoarcem. Și cine este A? Și A egal cu? A, cine a fost? A fost notat de noi 241 împărțit la X, 47. Nu? 247, da. 200, nu, 741, pardon. 741. A. Ai dreptate, ai dreptate. Noi am notat pe A 741 împărțit la X, da? Așa l-am notat. Da. Și acum spunem că A, în loc de A punem 741 împărțit la X. Da. Zicem 741 împărțit la X este egal cu 247, cât am găsit. Da. 247 a fost răspunsul nostru. Ai devenit mai ușor acum. 741, la cât să-l împart eu ca să-mi dea 247? Deci 741 împărțit la cât să-mi dea? La... Nu pot să spun deodată. Noi suntem tentați, spunem la 3, că știm pe 3, dar noi nu știm. De aceea o să facem invers. Că am văzut noi că dacă împărțim rezultatul la cât, ne dă împărțitorul. Că am făcut data trecută. Da. Știi? Știi că am făcut așa. Împărțit la celălalt, îmi dă celălalt. Da? Deci, practic, dacă schimbăm împărțitorul cu câtul, găsim rezultatul acel necunoscut. Dacă schimbăm și împărțim pe 741 la 247, vom găsi... Da, așa este. Pentru că noi știm bine că dacă înmulțim pe cât cu împărțitorul, obținem pe 27, de împărțitul. Da? Deci ia să scriem. Știm că 741, adică de împărțitul, este egal cu 247 câtul ori X. Ori împărțitor. De împărțitor. Este egal. Deci egal. 741 egal cu 247 câtul ori împărțitorul. Că am făcut asta, nu? Am făcut mai în urmă. Ori, nu, scriu X, nu, ori. Ori X. Ori X. Dar nu ori acela care îl făceai tu așa, ci punct. Fă punctul. De acum cu punct vezi lucra. Am scris cu litere și XX. Ai. Dar să știi că mulțirea, de acum o să facem cu un punct care este la mijlocul celor două. Hai să ne obișnuim așa. Că aici este marea greșeală. Ori o să confundă cu X-ul. Și noi, din clipa asta, vom decide. Adunarea, okay, o știm, vederea, o știm. Mulțirea nu mai este ori acela care știm noi, ci punct. Da. Așa vei folosi toate de acum în perioada asta. Deci, hai să vedem așa. Pe 741 egal cu 247 ori X. Atunci X acesta nu cumva este... 741 ori împărțit la 247. Așa este. Da. Ia să zicem. Deci, 747.
X va fi, spune așa, X egal, de aici rezultă că X este egal cu 741 împărțit la 247. 247. Și acum pun la bar. Da, sigur. Facem împărțirea. Împărțit la... La 247. Și acum mă gândesc... Trebuie să luăm trei cifre, toate trei le luăm, că împărțitorul ăla are trei cifre. Și mă gândesc prima dată... prima cifră de la 247 oricât foarte se dea... Foarte bine, da. Deci 2. 2 în 7. 2 în 7. 7, nu 740. Ok. Prima cifră în prima cifră de la... Ok, atunci ar fi 3. 3 ori. Și ne-ar da 6. Scădem? Nu, da, totul. Trebuie să mulțim tot numărul. Că fiind ăsta din 3 cifre, tot din 3 cifre este și de împărțitul. Și totul acum... Și să fac 3 ori 247. Sigur că da. Trei ori șapte, 21, scriu 1, țin 2 în minte. 3 ori 4, 12 și cu 2 din minte, 14. Scriu 4, țin 1 în minte, să șterg de aici. Așa. Și 3 ori 2, 6 și cu 1 din minte, 7. Deci X cât este? Răspunsul corect este acesta. X egal cu 3. Foarte tare, foarte interesant ești. Deci acum am descoperit nemaipomenit o chestiune care se făcea din clasa a treia. Am să-ți povestesc ceva frumos, interesant. La un moment dat, eu, în preocupările mele așa, de a merge la clasele de jos, eu am lucrat ca profesor numai la liceu, deci nu aveam prea multe legături cu clasele 1-4 și așa mai departe, și nici 5-8. Dar am spus că eu trebuie să mă ocup de copiii de la început de jos, de acolo, unde primele noțiuni trebuie să le descopere. Și un copil pe care îl cunoșteam eu așa, l-am învățat șmecherii de astea. Dar el la școală, când ducea învățătoarea, fiindcă era supărat că el venea cu șmecherii de astea așa, interesante, nu lua în seamă. Și la un moment dat am reușit să ajung pe la Ministerul Învățământului și am cu proiectul meu și m-am dus la clasa asta. Și în clipa în care am început acolo să fac exerciții de tipul ăstora, cu paranteze, cu șmecherii acolo, ți-am amintit, paranteze rotundă, paranteze drepte și așa mai departe, copilul ăsta mergea foarte bine și avea toate cunoștințe. Știa foarte bine șmecherii, că le comunicasem lui. Și atunci învățătoarea nu mai a avut ce face și în timpul, la sfârșit, când se pună calificative, o și spus, cel mai bun copil a fost Alexandru. Așa îl chema pe el. Vezi? Copiii au foarte mare potențial și ei... pot prinde foarte multe lucruri de acestea, șmecherii de acestea. Dar trebuie să fie învățătorul care să dispună acestea. Că uite, exercițiile astea nu sunt făcute decât de oameni obișnuiți. Și iată că acum ți-am arătat. Se face pur și simplu un calcul, se găsește rezultatul și pe urmă se notează cu X unul din numerele acelea. Hai să ne întoarcem în exercițiul nostru și să notăm cu X pe 741. Da? Hai să mulțumesc. Deci ne întoarcem în exercițiul nostru și zicem, scriem din nou. 741, scriem din nou, da? Împărțit la 3. Că reluăm
ca să înlocuim pe X cu altcineva. 741 împărțit la 3 plus 5 egal cu 252. Perfect. Și acum scriem X împărțit propunem egheșițiu. Da, propunem egheșițiu. Egheșițiul pe care îl propunem este acesta. X, acum e al doilea egheșițiu propus pe același tipar. X împărțit la 3 plus 5 egal cu 252. Îl notăm pe X și pe 3A. Foarte bine, corect. A. Și scriem A plus 5 este egal cu 252. Perfect. Și apoi facem este o adunare acum și întrebarea este să afli celălalt termen al adunării. A, am uitat de asta, mă gândeam la urmă, da. Acum facem... A egal cu... A este egal cu 252 minus 5. Da. Și egal mai departe cu... Facem scădere, e făcută deja. Da. 247. Corect. Descriem din nou că A, am obținut ca răspuns, A egal cu 247, da? Da. Și acum ne întoarcem. În loc de A, punem cu cine am notat noi. În loc de A, cine era A? În stânga X. Egalului. X împărțit la 3. Da. Zicem, X împărțit la 3. Deci în loc de A, punem cât, cu, cât am notat noi acolo. X împărțit la 3 egal cu cât cu 252. 247. A. Nu? A-ul acesta care l-am descoperit. Da. Și acum facem 247 ori 3. Așa. Păi când nu de, ca să afli de împărțitul, mulțești câtul cu împărțitorul. Deci X egal, deci de aici rezultă că X egal cu, scriem coordonat, așa se vadă perfect, ca oglindă, ca într-o oglindă să fie. Deci rezultă, adică săgeată, X egal cu 247 ori 3, ori, punem punctul acela între numere, da? X egal cu 247 ori 3, adică ori 3. Perfect. Și acum egal. Facem înmulțirea. Da? O poți face deoparte, dacă nu, dacă reușim, da, mergi, deoparte. Fă-o deoparte. 3 ori 7, 21, scriu 1, țin 2 în minte. Da. 3 ori 4, 12 și cu 2 din minte, 14, scriu 4, țin 1 în minte. Și 3 ori 2, 6 și cu 1 din minte, 7. 741. 741. Și iată al doilea egheșițiu propus. Răspuns pentru al doilea egheșițiu, răspuns corect, este X egal cu 247. X egal cu 247. Alesia, hai să vedem, să le spunem prietenilor noștri că am descoperit... 247, dar e 747. 700, așa. Uite, îți mulțumesc frumos că aici eu n-am fost neatent. Bravo, te felicit pentru că am spus aiurea aici. Mă gândeam ce discuție port cu tine și am scris aiurea. Deci răspunsul corect este 741. Da? Așa este. Da. 741. Vreau asta să zic. Că noi am plecat la un calcul, un simplu calcul care l-am făcut și pe urmă am zis hai să compunem niște exerciții în legătură cu calculul acela. Și am zis putem înlocui cu un X și ți-am amintit că așa găseai tu prin manual tot niște exerciții de acestea care păreau imposibile, imposibil de abordat. Nu știai când vedeai așa cu paranteze. Noi n-am început cu paranteze, dar am început cu exerciții frumoși de astea mai simpluții ca să-ți arăt cum se compune exercițiile.
Și am notat odată cu, pe X cu 3, pe 3 cu X l-am notat și a ieșit un exercițiu foarte interesant și l-am notat pe în al doilea exercițiu, că am mai făcut încă unul. Notat pe 741 cu X. Și am făcut al doilea exercițiu. Și am apucat de rezolvat exercițiile acelea ca și cum ar fi fost citite dintr-un manual. Da? Cum ar fi fost propuse de un autor. Deci sunt foarte, foarte șmechere chestiile astea. Și de aceea trebuie să le înțelegem bine, bine de tot. Așadar, hai să mai facem încă unul. Acum, tot așa l-am împărțit la 3, dar cum să ghicesc eu deodată un număr ca să împart exact la 3? Mi-e teamă foarte tare ca nu cumva la împărțire să se întâmple să dea restul 1 sau 2. Tu ai vreo propunere? Cum crezi tu că... Șase, 621. Nu știu de ce ai zis 621, dar merg pe mâna ta. Deci 621. Nici eu nu știu de ce am zis. Știi? Știi de ce? Nu, ai zis așa, 621. Cred că știu, cred că știu. Spune. Fiindcă se termină în 1 și ați spus că merge, când ați spus că putem face doar că putea să mai fie acolo 2 și 1 și mai mare. Am înțeles, te-ai gândit la un număr așa fel încât la sfârșit să fie 1, ca nu cumva să fie pericolul când coborâm acolo, dar depinde. Da. Când acolo s-a întâmplat la ultima împărțire la 3, s-a întâmplat ca să fie 21 și-o mers. Dar dacă era 3-ul, 31, dar tu spui că nu se putea așa pentru că la scăderea de mai sus nu putea să dea 3. Tot așa, scăderea trebuia să dea 2 sau 1. Dar dacă ar fi dat 1, 1 și punând lângă el 1, făcea 11 și nu se mai împarte. Dar hai să vedem dacă ai avut baftă. Sunt curios. Hai să facem asta la 3. Deci împărți la 3, da? Da. Și zicem 3 ori cât să dea 6 și scriem 2. Da. 2 ori 3, 6. Scădem și ne dă 0. Da. Apoi îl coborâm pe 2 și îl coborâm și pe 1. Nu? Câte 1 scoboară? Câte o singură cifră? Coborâm pe 2, atât. Și 3 în 2 nu merge și punem 0. Foarte tare șmechere. Foarte șmechere chestia asta. Mai ai voie câte 2. Credeam că, eu știam că nu o să meargă și de asta am zis să-l cobor și pe 1. Am înțeles, dar pui 0 acolo, că altfel le obținem. Uite, dacă n-ai fi pus, hai să ne închipuim când n-am fi pus. Și tu coborai pe amândouă, 21. Și 3 în 21 face de 7 ore. Și atunci tu obțineai că 621 împărțit la 3 fac 27. Și proba, dacă mulțeai pe 27 cu 3, nu-ți mai dădea 600. Că vezi, trebuie să ne dea de ordine sutelor ca să ajungi la 600. Și îmi pare rău când te-am lăsat așa, ca să vezi că tu te convingeai. De acum ții minte perfect că se coboară și dacă nu merge, pui 0. Și dacă mai cobori o cifră și nu merge, mai pui încă un 0. Până când îți construiești un număr care să meargă de da, să cuprindă acolo. Da. Câte o cifră. Așadar, aici un 2 merge de 0 ori, așa am spus, nu? Da. Și acum ne gândim cât ori 3 să dea, sau 3 ori cât să dea 20. Păi... 21. Care coborâ și ultima cifră. A fost 2, a mers de 0 ori, lângă 2 ai pus 0 și a făcut 20 și acum ai mai coborât următoarea cifră pe 1 și ai făcut 21.
Cred că am încurcat aici. Hai să luăm din nou. Hai să luăm din nou. Este important. Luăm din nou. Deci a fost 621, da? Da. Hai să scriem din nou. Te rog să scriem din nou. 621 împărțit la 3. Egal cu. Da. Și acum Fiindcă am pus, împărțitorul are o singură cifră. Așa începem fiindcă judecata. împărțitorul are o singură cifră, Luăm și ne noi o gândim, singură cifră. da, ne gândim 3 ori cât să dea 6 și punem 2. 2 ori 3, 6, tragem linie și scriem 0. Îl coborâm pe 2 Da. și fiindcă e mai mic decât 3, mai adăugăm un Poate. 0 și fiindcă nu se poate împărți. Punem la cât un zero? La cât punem un zero? La La cât cât punem un... un 0. Da. Și acum ne gândim 3 ori cât să dea aproape de 20. Nu, 21. Că zero acela, unde l-ai pus tu? Nu l-ai pus Lângă lângă... 2. Nu, pe lângă 2 acela de la rezultat. De la câtul împărțirii, că aici numai se coboară de sus. Știi bine că aici nu avem voie, spune. Aici am încurcat. Am înțeles, am înțeles. De zero se pune la rezultat. La Da. 2 acela de la rezultat. Și acum am coborât pe 1 lângă 2 și am făcut 21. Și acum intră de 7 ori, 7 ori 3, 21, tragem linie și nimic, nimic. Ai avut baftă. S-a întâmplat foarte bine, s-a întâmplat. Dar acum am să-ți dau eu un număr care să fie așa. 600, 600, 3. 6003 împărțit la 3. M-am gândit 3 ori cât să dea aproape de 6, sau nu, cât să dea 6, am pus 2, 2 ori 3, 6, am tras linie, am pus 0, Așa. am mai pus un 0 lângă Stop, 2. stop, stop. Coborâm următoarea cifră. Următoarea cifră este 0, da? Da. Și 3 în 0 merge de 0 ori. Ducem la cât? 0. 3 în 0 merge de 0 ori. La câtul împărțirii, lângă 2-ul acela de la câtul împărțirii, punem 0, da? Urmă 0, coborâm. 3. Coborâm iarăși, nu. Coborâm iarăși un 0. Ok. Încă Da? bărăm. Da. Și iarăși, 3 în 0 merge de 0 ori. La cât punem un 0? Da. Acum coborâm. 3. Pe 3. Deci vedem că la fiecare coborâre facem împărțirea. Da? Da. Și 3 în 3? O dată. Și ne Pe 3. dă 2001. Ca să fim siguri că e treaba bună, înmulțim pe 2001, 2001, înmulțim cu 3. Proba facem. Ia să vedem. 2001 ori 3 ne dă, obținem 6003. 3, 3 ori 1, 3, 3 ori 0, 0, 3 ori 0, 0, 3 ori 2, 6. Da. Am descoperit o chestie care merită să o ținem minte, să nu cumva să greșim vreodată la o împărțire. Deci, atenție multă. La început, vedem câte, prima dată, vedem câte cifre are împărțitorul. Are două, tot două luăm și noi din colo. Și le punctăm neapărat. Și vedem dacă de împărțitul e mai mare din două cifre decât împărțitorul, ne apucăm de treabă. Dacă nu, mai luăm o cifră. Ai văzut că așa suntem. Mai luăm o cifră. Și ne apucăm de treabă. Urmărim dacă restul împărțirii se face exact și pe urmă când coborâm câte o cifră, nu, dacă nu se cuprinde, nu pășim repede, ci pur și simplu punem de 0 ori. Că n-am mers, am mers de 0 ori, încă o dată un 0 și așa mai departe, până când câte o cifră adăugăm, ce construim la cât să fie numărul exact, facem proba, ia gândește-te tu dacă aici am coborât pe 0, nu mers. Iar încă 0, nu merge. Iar până la 3 și puneam că rezultatul ar fi fost 21. Cai cum? În pas pe 6.000 la 3 îți dea 21?
Nu se poate. Nu-i corect. Ci 2000 și. Vezi? Da. Aș vrea să aș face și anticipăm și rezultatul. Mai facem o împărțire, iată, îți propun 7013 împărțit la 3, tot la 3. Eu m-am apucat deja. Da, zi că dar eu nu m-am apucat, stau așa. Ok. Ne uităm câte cifre are împărțitorul și vedem că are una, așa că și noi luăm tot una. Și punem sub 3, 2. Că nu sub 3. La rezultat punem 2. Acum. Da, la rezultat 2. La câtul împărțit? 6. Da, 2. Da. 6 minus, nu, 7 minus 6, 1. După aia coborâm un 0. Și ne iese 10. Și apoi zicem 3 ori cât să dea aproape de 10, că nu dă fix. Și zicem tot 3. Zicem 3, ca să dea 9. Perfect. Și punem 9 sub 10 și scădem și ne dă 1. Apoi îl coborâm pe 1. Corect. Și acum ne gândim iar 3 ori cât să dea aproape de 11, tot 3. Bine. Și ne dă 9. Da. Și scădem și ne dă 2. Da. Acum îl coborâm pe 3. Și ne dă 23. Și acum ne gândim 3 ori cât se dea aproape de 23, ori 7. Da. Și ne dă 21, tragem linie, scădem, 3 minus 1, 2, 2 minus 2, nimic. 2337, rest 2. Asta-i. Dacă am face proba, ar trebui să mulțim pe 3 cu 2337 și crezi că ne dă 7013 la probă? Ia să vedem. Da. Ia să vedem. Deci 2337 ori 3. Te rog să... Da, dar ca să ne dea la final, îl adăugăm și pe 2. Asta-i. Trebuie să-l adăugăm și pe 2. Când ne-a dat, o rămas restul. Hai să vedem. Deci 3 ori 7, dacă așa este, dacă am descoperit o chestie, merită să o ținem minte. 3 ori 7. O știai? Da. Foarte. 3 ori 7, 21, scriu 1, țin 2 în minte. 3 ori 3, 9 și cu 2 din minte, 11, 1, 1 în minte, țin 1, scriu 1 în minte. 3, e 3. 3 ori 3, tot 9 și cu 1 din minte, 10, scriem 0, țin 1 în minte. Și 3 ori 2, 6 și cu 1 din minte, 7. Și acum dacă adăugăm la... ce ne-a dat 2, ne dă. Deci plus 2, neapărat trebuie să adăugăm restul. Da, plus 2. Da. 1 plus 2, 3. Restul 1, 0, 7. Ne dă. Asta. Acum am descoperit cât de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Scriem așa, da. Se formulă magică. Deci de împărțitul, să ținem minte, de împărțitul de egal cu împărțitorul i ori câtul cât plus restul. Și o încadrăm și o ținem minte toată viața. O pun cu verde. Cu verde, cu ce vrei tu. Uite, și am scris-o cu litere mare. D mare, nu știu dacă se vede. Nu. Așa. Uite așa. D mare, acum o vezi. De mare egal cu împărțitul. Foarte bine. Pun, dar în loc de punct, în loc de ore acela, pune punct. Da? Că de acum ne obișnim așa. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Așa stai. Și încadrează-o ca să rămână definitiv. Da. Pentru toată viața ne rămâne asta. De împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Totdeauna așa trebuie să întâmplă. Și s-a verificat că restul
la împărțirea la 3 a fost 2, nu? Mai mic decât împărțitorul. Da. Scriem și chestia asta. Virgulă, R mare, e mai mic decât I. R mare, mai mic decât I. Asta trebuie iarăși. R mare, e mai mic decât I. Da? Ai scris. Bun. Și vreau să încadrez tu vei. Da. E minunat ce am reușit. Da, uite că pe 7.013 nu l-am nimerit să împart exact la 3. Vezi? Știi cât ar fi trebuit ca să împarte exact la 3? Dă-mi tu un nu care să fi împărțit la 3. Știind că 7.013 nu s-a împărțit. 7.012? Ia să vedem. 7.012. Ai scăzut un 1, da? 7.012 împărțit la 3. Corect. Să vedem. Stați să mai conturez un pic asta ca să o văd mai bine. Bun. Da, deci 7013 împărțit la 2, am zis. Da. La 13 au fost. Da, nu, 3, împărțit la 3 și... 7012 ai zis tu. Da? 7012 împărțit la 3. Că ai scăzut un 1. Da. Și acum da. Zic... 2 ori 3, 6, bun sub 7, scad 1, îl cobor pe 0. Da. Și la rezultat pun 3 ori 3, 9, scad, îmi dă 1, după aia îl cobor pe 1, 11, iar pun 3 ori 3, 9, și îmi dă 2. Acum îl cobor pe 2. Da. Și 7. Așa și de 21. 2 minus 1, 1. Dar restul nu acum. Așa. Atunci care ar fi bun? 7.010. Deci, 7.010. Da, vezi când a fost 7.013 și ne-a dat restul 1, 2. Da. Ai scăzut cu un 1 la de împărțit, dacă ai scăzut cu un 1, restul au fost mișoara cu 1. Da. Restul au fost în loc de 2, 1. Și acum dacă mai scad în... Așa. Da, o să-mi dea 0, deci nu o să mai am rest. Deci 7.000 cât? 10. Merg așa. Ia să vezi. 7.010 împărțit la 3. Așa, deci pun 2 ori da. 3, 6, scad, îmi dă 1, îl cobor pe 0, pun la rezultat 3 ori 3, 9, 10 minus 9, 1, îl cobor pe celălalt 1, după aia la rezultat pun iar 3 ori 3, 9, 11 minus 9, 2, acum îl scad pe... Iar 20. Acum la rezultat pun 7 ori 3. Nu poți pui 7. Nu putem. 6 trebuie să pui. Deci o șterg. Pune, nu, să termin împărțirea, că n-am greșit nimic. 6 ori 3 fac 18 și restul este 2. De acord? Da. Ei, deci când au fost 7.000, cât? 7.013, când au fost 7.013, restul a fost 7.011 este. 7.011, ia să vedem cu 7.011. Ia să vedem. Gata, m-am prins. Te-ai bun. Prins, da? Mă bucur mult. 7.011. 7.011. Împărțit la 3. Sigur, de la asta. Sigur, sigur, așa este. Așa, deci pun 2 ori 3, 6, scadă 1, cobor pe 0, la rezultat pun 3 ori 3, 9, scad 10 minus 9, îmi dă 1, acum îl cobor, nu, ba da, îl cobor pe celălalt 1, acum mă gând, acum la rezultat pun 7, a nu. Îmi greșit ceva? Ia vezi.
Rea calculul ăsta, că aici trebuie să fie greșeala, că ești prea sigură că trebuie să meargă, nu? Ai bunul simț, bunul simț matematic, te-a făcut să crezi că e acum sigur, trebuie să meargă. Nu mai sunt sigură. Oh, ia să vedem. 3 în 7, deci ai zis de 2 ori, 2 ori 3, 6. 2 ori 3, 6. O iau mai încet. 7, da? 1, 6, 1. Cobor 0. La rezultat pun 3. Da. 3, 9. Scad, îmi dă 1. Da. Acum îl cobor pe primul 1. Așa, pe primul 1. Primul 1. Și tot 3. Da. Și îmi dă 9. Scad, îmi dă 2. Gata, sunt singură din nou. Apoi cobor din nou 1. Apoi la rezultat 7 ori 3, 21 și îmi dă. Perfect, perfect. Uite, Alessia, haideți să vedem aici. Vezi că dacă n-ai pus punctulețul, ai grăbit un pic și nu ai coborât pe rând pe fiecare din cei dai de 1. Eu am pus, dar am pus punctulețul la primul 1 înainte să-l cobor și pe el. Asta e. Deci atenție mult. Când l-ai punctat, l-ai și coborât. L-ai punctat, da. L-ai și coborât. Da? Deci un pic te-ai grăbit și ai pășit peste... unul acela și nu ți-a mai mers. Așa, haideți să vedem încă o dată. Spune că ai descoperit foarte bine. 7.011, bun. 7.011, da. Se împarte, scrie așa, se împarte la... 7.011 se împarte. Împarte. Exact. Exact. La 3. Adică nu dă rest. Se împarte exact la 3. Acesta e un număr care se împarte exact la 3. În matematică se spune că 7.011 se divide la 3. Deci matematic, cuvântul care se folosește, în loc să spui că se împarte la 3, spunem că se divide la 3. Divide. Ia să scriem și așa asta, noutate absolută. Da? Lecția noastră. Da. De desubt scriem. 7.011 se divide... Divide la... Exact. Nu mai spunem exact. Se divide. Împarte exact. Deci cuvintele împarte exact. Aceste două cuvinte se înlocuiesc cu se divide. Da? Da. Se divide la 3. Iar simbolic, adică ca simbol așa folosim așa 7.011 și se pune o bară oblică, nu știu dacă se vede, v-ați blocat și vă văd pe dumneavoastră blocat. Da, mă vezi blocat? Da, adică doar vă aud, dar stați într-o poziție. Iar acum se mișcă, mă pot mișca, nu? Nu, stai tot pe loc. Eu mă mișc, da? Eu mă văd că mă mișc, dar tu nu mă vezi, văd, da? Nu, că de când am început, vă blocați. Deci alternez așa. Ce facem? Facem o altă conexiune sau lăsăm așa? Nu, lăsăm așa. O bară, uite așa. Așa, ai văzut-o. Și punem după aceea 3. 7.011 se divide la 3. Sau altă formă este așa, 7.011 cu 3 puncte. În loc de 2 puncte ca la împărțire, se folosesc 3 puncte. 7.011, 3 puncte, 3 după aceea. Deci când vedem în matematică scris așa. Așa, foarte bine. Bravo, felicitări. Bravo, ai înțeles bine. Deci, matematic, când vedem scris așa 7.011 cu bară 3 sau 3 puncte, înseamnă că împărțirea se face fără rest. La împărțire nu găsim restul 1 sau 2, ci restul va fi 0 la împărțire. Asta înseamnă că simbolul ăla. Hai, dă-mi un alt vecin.
al 7.011, care se împarte la 3. Că pe 7.010 l-am luat și nu a fost bine. Un alt prieten, unul vecin cu el. Pe 7.011 l-am luat. Pe 7.011 e bun, e deștept asta, îmi place. Dar 7.012 nu a dat restul 1. 7.013 cât ne-a dat restul? Ne-a dat parcă 2. Aveți 2? Ne-a dat 2, da. Hai să luăm pe cine. Ia să vedem. Ia să vedem pe 7.014. 7.014, hai să facem împărțirea. 7.014 da. Împărțit la 7.014 la 3. Împărțit la 3. Da. Hai. Să încercăm. Dacă făceam eu o înmulțire să văd dacă dă, dar mai bine fac. Hai să facem calculul în sine, da? Scriem la rezultat 2 ori 3, 6, scădem, ne dă 1, îl coborăm pe 0, punem 3 la rezultat, 3 ori 3, 9, scădem, ne dă 1, dați să pun punctul că iar nu. Așa, pun pe 1, adică îl cobor pe 1. Da. Hai, 9. A, îl cobor. A, nu. Deci îmi dă 1 și apoi îl cobor și pe 4. Da, îți dă 2. Clar, ai 9, 11 minus 9, fac 2. Atenție mult. Dar nu mi-a ieșit 11. Atenție. Tu ai avut așa. 11, e corect. Și mergi de 3 ori. Că 3 în 11 merge de 3 ori. Nu, da, mie mi-a dat 10, după aia am pus 9 și mi-a ieșit 1. Da, și corect. De unde 11? Păi cobor lângă 1, aveam primul 1 de coborât. De aceea spuneam, hai să luăm încă o dată, că aici iarăși a fost un moment de neatenție. Zicem așa, 3 în 7, hai să luăm din nou, urmărim calculul. Nu, 3. Scriem încă o dată. 3 în 7 merge de 2 ori. 3 în 7, 2. Ori 3, 6. Bun. Am tras linie, dă 1. Da. L-am coborât pe primul, 0. Da. 3 în 10 de 3 ori. 3 ori 3, 9. Și apoi 10 minus 9, 1. Da. Ah. Și îl cobor pe 1. Da, dar eu n-am fost atent. Așa. Apoi la rezultat 3. Ori 3, da. 9. Îmi dă 2, acum îl cobor pe 4 și pun 7. Ia vezi. Nu, 8. 8, 8. 8. 3 ori 8. 24. Îmi dă bine asta. E deștept. E deștept și ăsta. Vă să zic așa. Acum punem cu foarte multe hotărâi. Spunem așa că și 7.014 se divide cu 3 puncte sau bara. 7.014 se divide de la 3. Se divide la 3. Se face împărțirea exact la 3, nu de rest. Asta înseamnă. Când spun se divide 3 puncte sau bara, înseamnă așa ce spuneam mai devreme. Vă zic că cine a fost primul deștept care l-am găsit noi, care ne-a bucurat foarte mult în seara asta? Primul deștept l-am găsit pe 7.011, da? Da. Și pe urmă 7.014. Știi tu care ar fi următorul? 16. Deci a 7.011, 7.014. Nu știu, da. Nu vreau eu să le iau pe 15, nu vreau. Nu vrei să le iau pe 15, bun, bun, sunt de acord cu tine. Să luăm pe 16. Am o presimțire. Ai o presimțire rea, am înțeles. Dacă spui și ce presimțire ai când împați pe 715 la 3, eu știi, din nou am o stare de bucurie imensă. Deci dacă l-ai împărțit pe 715 la 3, ce rest ți-ar da? De ai tu o presimțire așa? 1. 1. Că 24 acolo ar fi 25 când îl cobori. Da. Și de restul 1. Și nu-ți place.
Și vrei să vrei piscina acum? Păi atunci dacă l-aș lua pe 16, iar mi-ar da rest 2. Foarte. Și atunci îl iau pe 17. Asta-i. De 7.000. 17. 17 împărțit la? Împărțit la 3. Așa. 3 în 7 de 2 ori și ne dă 6, scădem, ne dă 1. Îl coborâm pe 0. La rezultat punem 3, ori 3, 9, scădem, ne dă 1, îl coborâm pe 1, la rezultat iar 3, ne dă 9, scădem, ne dă 2, apoi îl coborâm pe 7 și punem 9 și ne dă fix. Superb este. Vrei să tragem concluzia? Spunem acum că 7.000, zicem 7.000, 17 se divide la 3. Se divide la 3. Ai putea să-mi dai pe următorul? Da. Care este? 20. Foarte tare. De 7.000, nu mai stai pe gânduri acum. Da, fiindcă 18 ar da rest 1 și 19 ar da rest 2. Exact. Deci, din 3 în 3, te-ai prins de poantă, că la cel care l-ai găsit mai pui încă 3, ca să nu mai fii tu pus în situația să-ți dea vreun rest. Da? Ca să meargă încă o dată în plus. Ia să vedem dacă așa 7.020 este. 7.020 da? Împărțit la 3. Da. 3 în 7 de 2 ori, ne dă 6, scădem, ne dă 1, coborâm pe 0, la rest punem 3, ori 3, 9, scădem, ne dă 1, îl coborâm pe 2. Da. Îl coborâm pe 2, punem 4, ne dă 12, acum îl coborâm pe 0. Așa. Și 0. Și punem la rezultat 0. 0. Am pus, da. Perfect. Ori 3, 0, de 0. Da, 3, 0, merge 0. De 0 ori. Da? 0 împărțit la 3 egal cu 0. Bun. Ai avut dreptate. Minunat. Dăm pe următorul, dacă vrei. Păi, ar fi 23. 23. De 7.023 să facă prietenii noștri, dacă nu sunt conviși, cât noi suntem conviși acum, da? 7.023, apoi următorul 7.000 cât? Stați, scriu virgulă. Scriu virgulă, nu? Nu. Pui o virgulă. Îi desparți numerele printr-o virgulă. 7.023, da. Apoi 7.020 și? 7.026. Da. Da, să scriu 26, 7.000, 29, da. 7.000, acum 31, da. 29, 29, 32, nu? 29, 30, 31, 32. Da, 7.032, apoi 32, 7.035. Da. 7.038. Așa. Și tot așa. De acum, hai să vedem care a fost primul care l-am găsit noi de omers. Parcă 7.011, nu? 11. Ia vezi, e bine 11. Unde da, 11 primul. Da, primul care se divide la 3. Deci zice 7.011. Și acum spunem pe unul din fața lui 7.011, adică cum se cheamă ăsta? Dacă se chema succesor care urmează. Da, succesor, urmează predecesor. Predecesor, un predecesor al lui 7.011 care să se divide. Să se divide la 3.
Predecesorul e în spate. Deci așa, așa. Succesorul e după el, predecesorul mai mic. Da, da, da. Ei, punem primul care e mai mic decât ăsta și se împarte exact la trei. Credeam că... Da, gata, m-am prins. 7.008. 7.008. Foarte bine, foarte bine. De 7.008 este cel care e în fața sa, al lui 7.011. Și dacă nu ne cred prietenii noștri, n-au decât să facă, să împartă ei, că noi știm sigur acum. Da? Ăsta mai în față, cine ar fi? Stai să fac o liniuță. 7.000. Am zis 8. 7.008. Mai fac o liniuță. 7.005. Da, 7.005, corect. Foarte bine. Și așa mai departe. Deci, acum... 7.002. Hai să ne uităm totuși la numerele astea. Ce calitate au ei. Hai să adunăm cifrele. Păi sunt... La oricare din ele le adunăm cifrele. Eu am o chestie de asta. Vreau să mă gândesc la o treabă, să vedem dacă am dreptate. Dacă adunăm cifrele care compun numărul ăsta, pe 7.011, dacă le adunăm cifrele, 7 și cu 0 și cu 1 și cu 1, 7 no. plus 0 plus 1 plus 1, cât fac? 9. No. Suma cifrelor se împarte exact la 3. Deci, spune de desubt, pune o paranteză rotundă de spus, spui că 9, 7 plus 0 plus 1 plus 1 egal cu 9, care se împarte, se divide la 3. Hai să luăm pe altul la întâmplare, să vedem cine dă, o fi vreo proprietate de asta interesantă? Se divide cum faci? 3 puncte. Că da, suntem acolo... Am scris se divide, da. Ai înțeles, da? Hai să luăm deoparte pe 7026. 7026. Luăm deoparte să studiem. 7000 cât? 26. 7026, unul din cârdul ăla care l-am cercetat noi. Să luăm la întâmplare să vedem dacă e șmecher, dacă această proprietate se menține. Deci, scriem pe 7026. Scrie 7026. 26 și fac o liniuță așa. Da, o săgeată și pe urmă facem suma. Suma cifrelor, da. Adică S egal cu 7 plus 0. Plus 6 este egal cu 7 cu 15. 7 plus 0 plus 2 plus 6? Că am zis 7026 eu, parcă, nu? Tu ai luat alt număr? Da. Nu știu de ce mi-e așa. Deci liniuța așa. 7 plus 0 plus 2 plus 6. Da. 8, 9... 9. 9 se divide la 3. Deci 9 se divide la 3. Că 9 se împarte exact la 3. Păi... Maica, nu vine să cred. O fi asta vreo șmecherie? Deci când îți dă cineva un număr, tu cercetezi dacă se împarte la 3 astfel. Aduni toate cifrele numărului. Vreau să încerc să văd dacă merge șmecheria asta. Deci faci în suma cifrelor. Și dacă după ce le-ai adunat se împarte exact la 3, înseamnă că numărul acela se divide la 3. Să fie așa o treabă, nu știu dacă este adevărat. Dar încep să bănuiesc asta. Încep să cred că ar fi deșteaptă ideea. Hai să luăm un alt număr. Din cârdul acela care l-am studiat noi, 7.035, bunoare. Este 7.035 pe acolo, prin câte am studiat noi? 3, da. Ia să vedem. 7.000... Stai să fac o săgetuță. Așa. 7.035. Să fac aici așa și aici. Așa.
Așa. Păi ar fi 7 cu 30, cu 5 cu 0, 15. Deci suma este 7 plus 0 plus 3 plus 5, adică egal cu 15. Și tu ai Găsim făcut-o. partea care se divide la 3. Gata, și la ăsta e deșteaptă chestia. Suntem pe punctul de a descoperi ceva foarte interesant. Descoperirea seriei asta. Cea mai tare descoperire. Că tu poți să știi când îți dă cineva un număr, dacă așa este, o să scrim așa cu litere mari și încadrăm. Deci cineva îți dă un număr și spune, tu poți să-i spui, și eu știu dacă se împart la trei, fără să fac împărțirea. Am să adun, dar nu-ți spui, nu șmecherea asta nu o spui. Am să adun cifrele și dacă faci tu o chestie asta și dacă suma cifrelor îți dă un număr care știi tu că se împarte la trei exact, spui, sigur se împarte, poți să o faci. Că trebuie să se divide exact fără rest. Mai studiem încă unul, mai studiem încă pe unul că Ca să fim nu. siguri. Hai să mai luăm un exercițiu. 7030, nu. 7026. 26. Ah, stați, am făcut. Am studiat. 7000. Stați să mă gândesc la ceva. Șapte mii treizeci și 11? 7.000? Nu, 7030 2. 32. Și săgeată, să le adunăm cifrele repede, dar le putem acum aduna în mintea noastră, repede, dacă știm acum să le adunăm. 17 cu 2 și cu 3. 7 Mental le putem, nu? Fără să mai scrim. 7 plus Da, 2. scriam doar. Gata, 12. Și 12, nu? Se împarte, 7 practic. plus, e clar. Se pare că asta e. Hai să luăm un număr la întâmplare. Că am emoții acum. Dacă luăm un număr așa la întâmplare, dă-te un număr. Oricare, oricare. La oricare, oricare. De 4 cifre. De 4 cifre, de 5 cifre, n-are importanță. Pune acolo 5 cifre la întâmplare. Cu mii, cu zeci de mii, dacă e deșteaptă, ideea e deșteaptă, nu mai discutăm. Hai cu zeci de mii. 890. 822. 8.900. 892, da? Nu, am zis 822.379. 822.700 379. 379 sau cât? Cât ai zis? Avem de calculat. Deci 800, încă o dată, spune și mie ca să văd, să am și eu, 822.379 1379. 79. Hai și în suma. Suma egală. Stați că le și văd. 7 plus 9, așa. Ce mă scriu așa. Mai făcut tu cât nu știu. Cât a fost acolo? 8 plus 2 plus 2 plus 3 plus 7 plus 9, nu? Am făcut primul plus ultimul, al doilea plus penultimul și din mijloc cele două. Și mi-a ieșit. Dar stai că nu sunt consecutive ca să meargă șmecheria aceea. Noi avem suma așa. 8 plus 2 plus 2 plus 3 plus 7 plus 9, da? E drept că 8 și cu 2. Ăștia doi vecini fac un 10. Da. 7 și cu 3 fac un 10.
Da. Și am 20 până acum. Și m-am un 2 și un 9. 12 cu 9 ăsta fac 11 și mi-a dat 31. Cât ai zis tu că este suma? 32? A, am uitat. Da, ultima. Am făcut-o. Da, 31. Ei, 31 se divide la 3? 31? Dacă se divide la 3. Păi, eu zic... Dacă ar fi fost 30, s-ar fi împărțit exact. Făcea de 10 ori. Nu, 31, nu se divide. Rămâne restul 1 la împărțire. Da. Atunci înseamnă, zicem, 31 nu se divide. Da? Adică cele 3 puncte le tăiem. Asta este semnul. Deci 3 puncte tăiate. Asta înseamnă că nu se divide. 31 nu se divide la 3. Și atunci rezultă că numărul care mi l-ai dat tu de la început să facă prietenii noștri că nu o să meargă. Deci de aici rezultă că 822.379 nu se divide la 3. Atunci nu merge fiecare număr. Deci, atenție, dacă așa este, acum sunt emoțiile cele mai mari. Deci numărul ăsta, cum l-ai dat la întâmplare, noi le-am adunat cifrele și cifrele adunate nu s-au împărțit la 3 exact. Și asta, mesajul este că numărul de la început, care mi l-ai dat, nu se divide la 3. Ne convingem acum, facem noi împărțirea și dacă dă rest, suntem extraordinari. În seara asta am pus cea mai tare problemă, cea mai importantă problemă. Deci, dacă ți se dă un număr așa cum l-ai dat la întâmplare, tu faci suma lor. Și dacă la suma lor nu-ți dă un rezultat care se împarte la 3, degeaba ne apucăm noi să facem împărțirea, că nu se va împărți la 3. Să vedem dacă așa este, că am emoții mari. Că atunci ne-am convins că am avea o regulă precisă, foarte importantă. Hai să ne apucăm. 822.000, zi tu. 822.379. Da. Împărțit la 3. Împărțit la 3. Începem. Sunt foarte emoționată. Dar eu, dacă nu, o să fii cea mai tare chestie. Dacă nu se divide, înseamnă că am pus cea mai interesantă idee la punct. O teoremă este asta. Ca un rezultat fantastic de important, pe care o să ținem minte toată viața. Hai să vedem. Da. 3 în 8. 3 în 8 de 2 ori, punem 6 sub 8, scădem, ne dă 2, îl coborâm pe celălalt 2 și punem la rezultat 7. Da. Ori 3, 21, scădem, ne dă 1, să pun punct că sunt mai multe cifre și chiar... Da, așa, foarte bine. Îl cobor pe celălalt 2. Bine. Și fac și pun la rezultat 4, ori 3, 12, ne dă fix, scădem nimic. Îl cobor pe 3, da. La rezultat pun 1, da. Ori 3, 3, pun linie, scad, îmi dă 0, asta îți spun egal, așa îmi dă nimic. Îl cobor pe 7 acum, așa. La rezultat pun 2. Ori 3, 6, scad, îmi dă 1 și îl pun și pe 9 și 6. Și îmi dă 18 și da, îmi dă restul. Extraordinar. Deci vezi, noi nu mai muncim acum. Când îți dă cineva un număr, tu, șmecheria asta cunoscând-o, adun cifrele. Și rezultatul, da. Suma cifrelor, da. Dacă se împarte exact la 3, spui, gata, se divide. Dacă nu-ți dă exact, spui, nu se divide. Pare rău, nu se divide. Fă tu împărțirea, că să vezi tu că se dă rest la sfârșit. Spectaculos. Senzațional ce am putut găsi. Deci, este rezultatul cel mai frumos al lecției noastre. Cel mai frumos rezultat.
Dar am descoperit amândoi, ai văzut că tot ne-am trudit, am văzut ceva, că s-ar dă resturile, totdeauna am împărțit la trei, resturile sunt 0, adică se parte exact, 1 sau 2, mai mici decât împărțitorul. Și ne-am pus întrebarea, oare care sunt fi numerele cele care se împarte exact la 3? Și ne-am scris un câr de acolo, ai observat, după ce am găsit pe unul din ele, ai pus tot 3 plus 3 sau ai scăzut 3, 3 și în sfârșit și ai zis, uite, tot cârdul ăsta se împarte la 3. Și le-am cercetat pe fiecare în parte și la fiecare în parte am descoperit că suma cifrelor lor, a fiecărui număr în parte, luat, suma cifrelor dădea totdeauna un număr care se părțea exact la 3. Și atunci ne-am pus întrebarea, oare n-ar fi asta o tehnică? Că dacă ar fi asta, n-aș mai împărți un număr. Și-aș ști dinainte când se împarte la 3. Ei, ne-am mai pomenit. Ne-am mai pomenit. Și acum ne-am convins că tu ai dat un număr la întâmplare. Da, nici nu am gândit la nimic. Sigur, așa ți-aș și spus. Când am adunat suma cifrelor ne-a dat 31. 31 nu se divide la 3. Dacă 31 se divide la mesajul, dacă 31 se divide la 3, mesajul este așa, numărul acela la început, chinu-te tu cât vrei, că nu se va împărți la 3. Și noi am vrut să verificăm și așa a fost. De rest, deci nu se divide. Deci să notăm așa. Hai cum să zicem noi? Senzațional. Scriem, senzațional. E așa, senzațional. Pun în mijloc, da, cu litere mari. Sen. Da. Senzațional. Am descoperit condiția condiția pe care o îndeplinește un număr. Am descoperit condiția pe care o îndeplinește un număr. Am descoperit condiția pe care o îndeplinește un număr pentru a se împărți exact la 3. Pentru a se divide cu 3. Pentru a se divide cu 3. Atât? Da. Asta e. Și care e condiția acum? Și acum o scriu în suma cifrelor sale, asta e condiția. Suma cifrelor sale. Eu scriu condiția două puncte. Da. Condiția. Două puncte. Suma cifrelor. Da. Suma cifrelor numărului. Suma cifrelor numărului. Dat, numărului dat, acela care nu-l avem noi, suma cifrelor să se divide la 3. Suma cifrelor numărului dat, care îl dă cineva, să se divide la 3. Gata, acum stați să încadrez în verde, să... Da, scriu mai... este rezultatul serii. Deci, cel mai important rezultat din seara asta, lecția, să știi că nu m-am gândit niciodată la chestia asta și nu știam și uite, împreună am descoperit în seara asta, acesta e rezultatul pe care am să-l țin minte. Când am mai povestit asta undeva, când eram elev, la ora de fizică am descoperit eu din bancă o chestie foarte frumoasă pe care profesorul o spunea, încadrez acolo, nu? Da. Scriu o dată cu pixul să se vadă bine că am scris cu creion. Da. Puteți să spuneți că vă aud. Așa. Deci când eram elev, eram în clasa 10-a, ca să-ți povestesc așa, apropo de ce înseamnă să fii foarte atent la oră. Și profesorul meu de fizică se uita foarte atent la mine să vadă mimica feții mele.
El avea foarte multă bază pe mine, descoperisem că eu aveam un talent de mare, deosebit la fizică și simțeam așa fiecare cuvânt al lui și simțeam fenomenul fizic foarte, foarte bine. Și în clasa 10-a, și în clasa 9-a și în clasa 10-a, el mă urmărea cu tot timpul la predare să vadă dacă eu sunt de acord cu el. Dacă eu nu cumva mimica mea spune că a greșit ceva. Și în clasa 10 l-am prins că a spus o trăsnaie. Și atunci m-am ridicat din bancă și i-am spus, nu, nu-i bine aici. El preda lecția, era profesor, eu eram elevul. Și toată clasa a amuțit. Toți copiii nu respirau toți. Și profesorul s-a oprit, s-a speriat. Și eu în picioare am început să-i spun, uitați, ăsta e fenomenul din cauza asta, nu știu ce explicam eu acolo. Și colegii mei au spus, stai mă jos în bac, nu ți-e rușine, mă, dar tu ești profesor, stai mă acolo, nerușinatule, stai tu, ca să le poate ajuta pe profesor. Eu m-am dus la banc, m-am dus la catedră la el, că nu se mai auzea. Nu puteam să mai discut cu el. Și m-am dus la catedră la el și am stat de vorbă și am spus. După câteva minute, el s-a întors și a spus, liniște, la toți copiii din clasă, liniște. Și a zis așa, are dreptate, am predat greșit până acum. Din clipa asta voi preda așa cum a spus el. Și din clipa aceea am devenit colaborator a profesorului, n-am mai fost elev. Deci cu el când avea câte o problemă de rezolvat, vinea și mă întreba, hai să vedem cum facem, îmi propunea să o rezolv și eu. Asta am făcut și noi în lecția asta, am descoperit împreună. Deci rezultatul ăsta nu-l știam și uite, am pus mâna pe un rezultat spectaculos, fabulos. Îl ține minte toată viața. Că nu mai facem împărțirea. Știi ce interesant este? Îți dă cineva să faci o împărțire la trei, tu te uiți să leacă la el și spui, dă rest ăsta. Sau să faci împărțirea exact. Da, mă bucur. Senzațional. Bravo. Am descoperit condiția pe care o îndeplinește un număr pentru a se divide cu trei. Spectaculos. Foarte frumos scris. Ei, asta îți va rămâne pentru toată viața. În mintea ta, da? Că, da. Mai ales că am descoperit-o împreună. Asta e spectacolul. Și nu mai muncim atât de mult să facem împărțire. Știi dinainte dacă se divide sau nu. Da. Mai dăm un număr la întâmplare așa, 1 și gata, ne oprim că ajunge. Nu prins bucuria asta cu ei. Știți-vă încât aproape, nu știu că l-a trecut timpul. Măi, s-a trecut destul. O oră și 50 de minute. Acum închem. Dă-mi tu un număr la întâmplare și eu văd dacă sunt parte. Tu mi-l dai și eu fac. Îl scriu și eu aici. Scrii, da, neapărat. 999.888. 888. Deci 999.888. Eu să zic că sunt parte. Nu, n-am mai donat eu. Dar tu spui așa, cum? Cum? Ai, că nici n-am mai adunat acum. Și a spus eu dacă sunt parte. Cum? Cum? Păi, mi-am închipuit că facem împărțirea. 9, 3, 9, 9, 9, mergi de 3 ori. Și tu m-am redus la 8, 8, 8. Suma la astea. Ce rost mai avea să mai adun eu? În două secunde v-ați gândit la toate astea. Cum? Deodată mi-e vin de minte. Ce vrei să fac? Așa vine. Dar nu știi ce am zis la început? Ce am zis? Doamne ajută! Ăsta e secretul. Da? N-am să am doi Doamne ajută? Ei, ăsta e fost secretul. Ăsta e secretul. Dar eu spun asta, Doamne ajută, nu... Numai acum când stau cu tine. De fiecare dată, când fac un lucru, când mă duc să lucrez undeva, când deschid cartea să învăț ceva, când tot timpul zic, Doamne ajută. Și atunci când am invitat pe Dumnezeu să vină lângă mine, sunt sigur că reușit. Ăsta e secretul cel mare.
Eu îl spun cu toată convingerea. Știi, la clasă voi, zicea statul nostru, nu? La, numai la ora de religie? Da, atât. Eu la clasă, nu câți ani, 6 ani de zile, la toate clasele, indiferent la ce oră ajungeam, îți dai seama, la o clasă, la alta, mă duceam în sfârșit, și la clasa când ajungeam, când intram pe ușă, copiii se ridicau toți în picioare și spuneam tatăl nostru. Dar am să spun pe scurt cum s-a întâmplat asta, că nu dintotdeauna am făcut asta. La un moment dat eram la o clasă de 10 și eram tare supărat că nu știau ce întreba meu și eram în timpul lecției. Am spus, de ce am venit eu la clasă? Că eu sufeream pentru fiecare copil care nu știa. Că mă durea pentru că el, dacă nu știe, bietul de el, deci el trebuie să-l ajut. Și zis, de ce am venit? Dacă tu nu știi, tu nu știi. Eu am muncit degeaba. Și deodată mi-a venit în minte în timpul lecții, în mijlocul lecției, cum am zis, vă știți, eu am și țipat, am ridicat tonul, așa, aproape venea să plâng de durere. Și deodată mi-a venit în minte să zic, măi copii, vă știți statul nostru? Da, sus, cei care vor. Și am zis, statul nostru. Și copiii au zis așa, dacă cu profesorul Ursu vrei să fie bine, zici statul nostru. Și atunci ei, la intrare în clasă, când intram, în loc de bună ziua, da, deci intram, toți erau în picioare și ziceam tatăl nostru. Și ora decurgea foarte frumos, liniștit, era un calm și din partea mea și din partea lor. Și era un dialog foarte frumos. Deci asta e secretul, mare secret. Cu ăsta am... Reușim totdeauna în viață. Doamne ajută! Să zici tot timpul asta, chiar și în gând. Și chiar și în gând. Dar dacă ești numai tu, zici, Doamne ajută-mă. Dar cu toată convingerea, deschizi și gurița și da. Doamne ajută-mă, că doar nu se întâmplă nimic. Și dacă îți faci și semnul Sfintei Cruci, dacă zici, Doamne ajută și ai zis, așa, ai făcut semnul Sfintei Cruci, minune este. Minune! Reușita este scurtă. Totdeauna, dar totdeauna. Indiferent ce lucrare faci tu. Când ne așezăm la masă, zicem rugăciune, zicem tatăl, zicem Doamne ajută, mulțumesc. Da, la masă zic. Da? Tatăl nostru, zicem la masă. Foarte frumos. E, Alesia, ai înțeles acum cum am făcut eu acolo. Dacă aș fi făcut cu suma, 3 ori 9, 27, da. 3 ori 9, 27, 3 ori 8, 24, și 27 plus 24, fiindcă și 27 se împarte la 3 și 28 se împarte la 3. Nici nu le mai adun 27 și 24. 27 și 24 fac 51. Da. Iar dacă aș fi făcut împărțirea lui 51 la 3, se făcea exact. Așadar, le spun, ăsta se divide la 3, răspunsul. Se divide la 3. Trebuia să dau mai greu. Deci, tu mi-ai dat unul foarte mare ca să mă încur la adunare. Asta e vrut să spui, dar la adunare până faci acolo, suma este într-adevăr egal cu 51, iar 51 se împarte mai greu. Da? Dar ai nimerit deodată și eu m-am prins foarte repede, ți-am spus, secretul este cu Doamne ajută și totdeauna vom reuși. Spun încă o dată cea mai frumoasă lecție, nu degeaba ești înregistrat-o, o să o revez lecția așa, da. Și împreună cu mama și cu bunica și cu bunicul și cu cine mai vrei tu, cu prietenii tăi, puteți să o vedeți și este atât de interesantă, așa ar trebui să fie făcută lecția asta la clasă. Descoperind împreună, nu? Ia închipuiți că eu veneam și îți dădeam definiții. Un număr se împarte la 3 dacă suma cifrelor sale se împarte la 3. Tu spuneai așa, de unde să știu asta? Nici nu vrei să fii atent, nici nu înțelegi suma cifrelor, ce înseamnă asta? Erai speriat. Dar dacă noi am aflat-o fără să vrem. Da, deci pur și simplu am muncit acolo până am descoperit o calitate a numerului și am descoperit. De asta dacă vei dori să o pui pe internet, peste ani, tu depinde de tine. Ți-o pui pentru tine lecția asta, ori să o vadă foarte mult pe Facebook, pe ce vrei tu să faci un cont și ți-o pui pe internet, închipui dacă te-ai și înregistrat tu, dacă și figura ta este înregistrată, nu știu dacă sistemul sau numai audio este înregistrat, este și video? Ai idei?
Cred că da, aici mi-apare cât timp a filmat și aici îmi scrie dacă să o opresc. A, așa. Important este dacă și video este frumusețea maximă. Și dacă vei dori să o pui, vei fi încântată peste ani. Eu am făcut așa cu. Așa am pornit la început copiii. Peste ani, ei acum se văd în film, sunt adulți, se văd în filme și se bucură foarte tare. Da, Și. o vreau să o închid înainte să închideți dumneavoastră, că dacă, mă rog, ca să o închid și după aia să închideți dumneavoastră, că dacă închideți și eu nu mai închid și înregistrarea nu se mai închide și... Da, important, vei decide tu. Vorbești cu mama și cu prieteni și dacă vezi hotărât să o puneți, că este de o frumusețe rară. Lecția este spectaculoasă. Deci este un spectacol. Nouă ne-a ieșit o lecție de care eu sunt foarte mândru. Da? Și Și eu. mai ales că am descoperit atâtea lucruri interesante, de aceea merită să o pui pe internet. Ne întâlnim mâine seară la aceeași oră. Da? Pot E să prea opresc? mare. E prea mare bucuria asta pe care am găsit-o. S-ar putea să mai descoperi și alte lucruri. Ce știu eu? Noi, dacă cu Doamne ajută, pornim, sigur avem șanse foarte mari. Pentru data viitoare, să dai tu 7 exemple de numere care se divid. 7 exemple. Întâmplare, spui 7 exemple de numere care se divid la 3. 7 exemple. Asta că n-am scris tema. Tema, da. Șapte exemple de numere care se divid la 3. Și 5 exemple de numere care nu se divid la 3. De 7 care se divid și 5 exemple de numere care nu se divid. Gata. Și demonstrez. Adică când spui că se divid, faci suma cifrelor, arăți că ăsta e motivul și că împarți, trebuie să se vadă că la sfârșit e 0-0. Cele Da. care nu se divid, Nu faci. mai am de ce să fac împărțirea. Nu mai faci împărțire, dar ca să demonstrezi că nu se divid, arăți că restul este 1 sau 2. Adică la cele 5 arăți concret. Uite că nu se divid și uite exemplu concret. Până la sfârșit a mers. Gata, te Da. las. Te las că a fost cea mai frumoasă lecție și mă duc acum să o trăiesc, să savurez lecția așa, să spun ce minunată. Voi dormi din nou liniștit, că a fost o lecție minunată. Bine, Alesia, te pup și te las să te Eu, la odihnești. revedere! La